Vreau să vorbim puțin acum despre siguranța în Vietnam. Nici nu vreau să vă zic câte situații am văzut în care europeni făceau friguri prin cluburi, că se îndrăgosteau de câte vreo gagică din asta working girl și pe urmă și-a dita mai bătea și veneau câte 4-5 vietnamezi pe un australian din ăsta la 1,90 înălțime. Ha. Probabil că nu mai e niciun mister faptul că Ho Chi Minh este probabil cel mai aproape de sufletul meu oraș pe care l-am vizitat vreodată, alături de Lima din Peru. Iar în acest video, în loc de a ne focusa pe o singură temă, cum am făcut în vlogurile celelalte pe care le-am filmat aici, o să vă arăt lucrurile cele mai importante și cele mai frumoase, cumva impersonale, pe care poți să le vizitezi dacă vii în acest oraș. Căștile sunt în urechi, muzica e bună și începem ghidul de călătorie al bătrânului Backpack Your Life prin Ho Chi Minh City sau Saigon. Vizionarea plăcută! Când am ajuns în Ho Chi Minh City pentru prima oară și am citit că există o catedrală Notre-Dame, nu mi-a venit să cred. Am filmat aici în 2016, iar în momentul de față mă aflu tot în fața catedralei. Chestia care mă șochează este că acum este în construcție, este o catedrală. Este o catedrală construită la finalul anilor 1800, o catedrală extrem de interesantă dacă poți să intri și să o vizitezi. În caz că nu știați, Vietnamul are influențe puternice din partea coloniștilor francezi. Partea de nord a țării este cea în care se observă cel mai mult aceste influențe. O să mergem și acolo, dar aici, în Ho Chi Minh City, totul este complet diferit și din punctul meu de vedere, faptul că e o catedrală, bine, în momentul în care nu este în construcție, dă un vibe special locului. Îți dă așa o chestie de classy, eleganță, spiritualitate. Se simte super mișto aici, în zona asta, să știi că poți să mergi și să vezi o catedrală. Nu știu exact când o să, când o să se termine construcția sau ce naibii fac acum, dar este un lucru foarte important pe care trebuie neapărat să-l vizitați. Al doilea landmark, la fel de important, asta e o prostie ce zic acum, nu e la fel de important, dar mie mi se pare la fel de interesant, este poșta care se află exact vis-a-vis de catedrală. Eu am ales să vin să filmez noaptea pentru că îmi place foarte mult cum se vede și nu e căldura aia teribilă de aici din Ho Chi Minh City, dar credeți-mă că și poșta merită vizitată, este foarte, foarte interesantă. Dacă nu mă înșel, Cristi de la Cristi și Ralu, de parcă ar trebui să mai zic, dacă zic Cristi, toată lumea știe la cine mă refer, a venit aici și a trimis o vedere acasă, care culmea i-a și ajuns. Aici este un loc foarte important, o să râdeți de mine. Pe aia de sus mi-am pus eu camera pentru prima oară când am filmat un timelapse aici în Vietnam. Mi-am pus camera acolo și am tras un timelapse cu catedrala. Alt lucru extrem de important pe care trebuie neapărat să-l faceți în Ho Chi Minh City e acela de a veni la un mall. Când vă gândiți la Vietnam, vă gândiți la o țară de lumea a 13-a, dar în momentul în care ajungeți aici și vedeți mall-urile pe care le au acești oameni, credeți-mă că veți rămâne șocați. Acum mă aflu în fața Vincom Center, se numește ăsta. Este un mall pe care îl cunosc foarte bine. Am venit și mi-am cumpărat o grămadă de chestii aici, Vincom Mall. Sau am uitat eu, nu, Vincom Center, da. Deci neapărat să veniți, să stați în fața mall-ului, să intrați, este o experiență unică. În mare parte în Asia de Sud-Est, mall-urile sunt foarte mișto și contrastează
cu sărăcia pe care o au țările în general, dar sunt frumoase. Deci dacă aș putea, aici mi-aș cumpăra apartament. Mi se pare printre cele mai frumoase skyline-uri pe care le-am văzut în viața mea. Deci de departe. La aproximativ vreo 5 minute de mers pe jos, ajungeți la o altă clădire extrem de importantă pentru Ho Chi Minh City. Habar n-am cum să-i zic numele. Asta știu că este House of the Committee, ceva de genul ăsta. Cred că e un fel de primărie, un city hall din ăsta. Niciodată n-am înțeles exact care este uitată, o să vă scriu aici numele astfel încât să știți, arată foarte mișto, la fel este în stil vechi, colonial, foarte, foarte, foarte mișto și observați că și cimentul, deci asfaltul este complet diferit aici față de celelalte zone, este mult mai classic, mult mai mișto, mult mai special, se potrivește perfect cu arhitectura zonei. Și exact în fața acestei clădiri absolut demențiale, aveți și cea mai importantă statuie a domnului Ho Chi Minh, era să zic, a domnului Ho Chi Minh City, a lui Ho Chi Minh, despre care o să vorbim la un moment dat, când o să facem așa un clip mai istoric despre cât de șmecher a putut să fie acest om. 10 metri mai încolo, intrăm pe o altă atracție extrem de importantă de aici din Ho Chi Minh City, Nguyen Hue Walking Street, o stradă enormă care pleacă exact de acolo, de la statuie, de la clădirea respectivă și merge cât vezi cu ochii în spatele. Clar, eu ar fi trebuit să vin aici în weekend, pentru că atunci puteam să vă arăt nebunia. Deși, stați puțin, cred că o să mai vin o dată aici. Mai vin o dată aici peste câteva zile, pentru că e un eveniment important. Mi-au zis de la mine de la cazare și atunci înseamnă că o să fie full. Deci cred că o să terminăm vlogul în același loc. Să nu uit treaba asta. Băi, dacă să păstrăm adevărul istoric, eu când am venit prima oară în Asia, eu nu filmam așa. Filmam așa, frate. Deci așa mă filmam și de aceea mulți dintre voi atunci când m-ați văzut în realitate vă așteptați să fiu mai mic, pentru că filmam așa. Acum filmez și eu mai de aici. Într-adevăr, de aici parcă se vede mai mult, nu? Doamne, deci chiar acum vreo două ori am dat un mesaj lui Cristi și a zis: bă, eu cred că Vietnam, nu pentru mine, adică probabil că sunt și ba, este clar, dar Vietnam este de departe top 3 țări ca lumea în lumea asta și încerc să și încerc să-mi dau seama să găsesc un punct negativ al Vietnamului. Mi se pare imposibil. N-are absolut niciun downside. Alt loc demențial de care uitasem complet este această clădire pe care o vedeți în spatele meu. Stați că nu prea vedeți de fapt. Așa, acum o vedeți că de aia din spatele meu, în care sunt o grămadă de baruri, o grămadă de restaurante, bărulețe, este extrem, extrem de mișto. Intri, o iei frumos pe niște scări și ai o grămadă de opțiuni ca lumea în care să stai, să bei o cafeluță, să bei o berică, nota 10, exact pe Nguyen Hue Walking Street asta. Că spuneți-mi și voi acum, sincer, în momentul în care te gândești la Ho Chi Minh City, la Vietnam, tu îți imaginezi că poți să ai un asemenea loc? Uitați-vă cum poate să arate. Asta se numește Times Square Saigon și este un restaurant și un hotel extrem de mișto.
Eu acum caut un hotel luxos aici în Saigon în care să stau pentru câteva nopți și încerc să văd care e cel mai ok. Ăsta era foarte scump și de-aia cumva a căzut de pe listă. Uitați-vă cum arată, frate. Demențial. Sunt și prost, bă. Ăștia sărbătoresc unificarea Vietnamului, frate. Acum, exact în perioada asta, în astea 3 zile. Unificarea a fost în 1975. Asta se întâmplă aici, frate. Sunt bătut în cap. Bătut în cap, prost sunt. Așa e. Câteva informații rapide despre faza asta cu unificarea. Vietnamul este o țară mai lungă decât lată. Și atunci partea nordică a fost într-un război ideologic și chiar fizic, evident, în luptă cu partea sudică. Partea nordică a fost susținută de comunism, în timp ce partea sudică a fost acaparată și dominată de americani. De aceea ai o țară extrem de diversă și îți dai seama de aceste diferențe pe măsură ce te duci către nord. E o diferență enormă, de exemplu, între modul în care arată Hanoiul, care acolo, așa cum v-am zis, acolo au fost influențele colonialismului francez și la fel partea comunistă. În timp ce sudul este mult mai murdar, pentru că a fost cumva dominat și distrus sau, nu știu cum să zic exact, de americani, dar pe de altă parte, avantajele mari ale nordului sunt că aici se vorbește mult mai bine engleză, pentru că, la fel, au fost sub ocupație americană. Adică au venit foarte, foarte, foarte mulți soldați americani. Chestie pe care o vei vedea, diferență pe care o vei vedea și în momentul în care vrei să ieși cu gagici. Pentru că femeile din sud sunt ceva mai accesibile decât cele din nord. Cele din nord sunt puțin mai classy, sunt puțin mai cu pretenții. Dar nu într-un sens rău, ci într-un sens bun. Am plecat de acolo, de la strada respectivă, și am ajuns aici la un restaurant să mișto, în care la fel am mâncat eu acum vreo 4 sau 5 ani de zile. Faza tare cu restaurantul este că este exact across de Bitexco, Financial Tower. Asta este cea mai înaltă clădire de aici, din Ho Chi Minh City. Este un bar acolo sus, am fost cu Valentina în 2019. Un sfat important, dacă vreți să vizitați Bitexco, nu plătiți biletul pentru a vă duce la Viewpoint, Skydeck acolo, nu merită. Mai bine vă duceți la restaurant, pentru că este și un restaurant acolo, evident că totul este super overpriced, dar mai bine te duci, îți iei un alcool ceva, un cocktail, pe care îți vede și undeva la vreo, nu știu, $13-14, în fine. Mai scump raportat la prețurile pe care le întâlnești în celelalte părți ale Ho Chi Minh-ului. Și măcar stai, bei, n-ai niciun fel de problemă. Eu am fost în ambele variante, nu mai știu cât era biletul, dar știu că biletul era mai scump decât cea mai ieftină băutură. Pentru că atunci când m-am dus prima oară în 2016, căutam evident ceea ce era mai ieftin. Deci nu uitați, Bitexco Financial Tower. O altă chestie extrem de importantă pe care trebuie să o faceți în Ho Chi Minh City e aceea de a vă plimba seara, random, așa cum face bătrânul Backpacker Life. Cele mai calume locuri le descoperi în momentul în care pur și simplu te plimbi. De exemplu, eu voiam să mă duc către casă, dar în drum spre casă am văzut strada asta extrem de drăguță cu ceva street food, nu mi-este foame, că dacă mi-era cumpărat ceva. Și am zis, bă, haide să ne plimbăm. Sper ca vremea să nu-mi dea schem, pentru că acum plouă, nu unde ai ajuns încât să mă sperie
și nici să facă probleme cu camera, dar mamă, era bunuță. Ia uitați-vă aici câte chestii. Ia uitați-vă ce e aici. Mâncare e un alt lucru extrem de important în Ho Chi Minh City. Dacă sunteți pasionați de mâncare, cu siguranță că Backpacker Life nu vă satisface aceste curiozități culinare. Poate ce-mi șoartă magazinul acesta. Super drăguț. Așa, Backpacker Life nu vi le satisface pentru că el mănâncă de nevoie și are multe momente în care nu mănâncă deloc, dar de-aia mă mențin ca acum 10 ani. Pentru că nu mănâncă, ăsta e secretul. Vreți să rămâi la fel? Nu mânca niciodată. Renunță complet la mâncare, dar dacă vei neapărat să guși mâncare mișto, aici în Ho Chi Minh, repet, o să facem și un food tour organizat. Am vorbit cu un tip super ca lumea, care e și ghid, se ocupă cu o grămadă de chestii pe aici. Și da, poți să vezi diferența majoră dintre gastronomia sudică de aici din Ho Chi Minh și ceea ce se mănâncă în nordul țării. Sunt diferențe enorme, absolut enorme. Deci eu țineam minte că toată zona asta de aici este în construcție, doar că nu am văzut clădirea asta când am fost ultima oară în Vietnam, în 2019. Știu că se face metrou, asta construiesc, asta se face pe aici. Ideea este că acum îmi și dau seama exact care e faza cu clădirea asta. Vedeți, se face un Ritz Carlton. Repet, chestia asta nu era aici când am fost eu ultima oară. Mamă, și-a început acum o dita mai ploaia. Deci dintr-o dată, frate, nu ploua și dintr-o dată a început să dea tare de tot. Deci nu ploua, chiar nu ploua nici... De obicei aici nu plouă seara, plouă la prânz. Asta trebuie să știți, că în sezonul ploios, aici îți plouă în principiu la prânz, între orele 11, sau 12 și 3, maxim. Uite, domnul ăsta s-a adăpostit aici să-și pună prelata. Ia uite, și pe ăștia, mamă, mamă, deci cum începe să-i dea acum, sunteți nebuni? Să-mi bat piciorul, habar n-am unde sunt aici. Dar a început rău de tot acum, frate. Și mai am vreun kilometru până la casă, mai am o grămadă de mers. Altă chestie pe care trebuie să o faceți neapărat în Ho Chi Minh City este aceea de a merge cu un Grab. Grab este basically platforma lor de car sharing sau scooter sharing. Este cea mai bună metodă de a te transporta prin oraș. Ajungi foarte repede, mergem acum către districtul 7, astfel încât să vă arăt următoarea atracție sau următorul loc pe care eu îl iubesc super, super mult. Știu că de multe ori poate părea foarte periculos să mergi cu scuterul pe aici, dar voi vă gândiți la faza cu scuterul în condițiile care ați merge cu el într-o țară ce nu e obișnuită, de ce nu are această cultură. Ăștia aici au cultura asta și deși totul pare foarte haotic, în mare parte e haotic, dar este un haos organizat. Eu am văzut multe accidente pe scuter, dar gândiți-vă că este metoda principală de transport aici. Și oamenii sunt foarte, foarte, foarte obișnuiți și foarte atenți. Mașinile, cât și celelalte scutere, evident. Acum să sperăm că nu începe să plouă. Adică nu începe să plouă foarte tare, pentru că deja plouă. Dar să sperăm că nu începe să plouă și mai tare. Că dacă nu, mă spargi, să fac camera în rucsac. Trebuie să-mi dea asta prelată, e felită rău. A, da, și nu uitați faptul că aici semafoarele sunt opționale.
nimeni nu respectă, doar dacă Doamne ferește să zicem că este ăsta prea aproape de intersecție. Dacă nu, deci a trecut peste vreo 3 intersecții, l-a făcut cu mâna lor. Bă, stați acolo că eu trebuie să trec. Deci e opțional, repet. It's okay. Thank you. Ah, the head. Yes, perfect. Thank you. Ah, no. I take care. Thank you so much. Thank you. Săracul om, cred că mi-a zis de vreo 4 ori, a ghicit cu camera să nu ți-o fure, să nu ți-o tragă. Super, super de treabă omul. Acum ne aflăm în districtul 7, iar acesta este Crescent Mall. Se numește. Nu o să intrăm pentru că nu am chef să intru la mall-ul să vă arăt nu știu ce. Vreau să vă arăt zona din spatele mall-ului. Am o poveste foarte interesantă aici. Am ieșit cu Vale într-o seară când am venit în Vietnam și mă gândeam că, bă, super tare. Eu am fost cu Valentina în Vietnam și cu Hoa în Columbia. Super dubios. Așa. Și am venit aici, frate. Am intrat la mall, ne-am dus la film și pe mi-am dat seama că mi-am uitat portofelul în taxi, frate, în Grab. A trebuit să sunăm la Grab, mi-am recuperat până la portofelul. Aveam vreo $200 și da, vreau să vă arăt exact zona de aici, din spatele mall-ului. Este, cred că, locul meu preferat din tot Saigonul. Ăsta este un alt loc care te face să zici wow în momentul în care vii în Ho Chi Minh City, mai ales, așa cum a spus și mai devreme, raportat la așteptările pe care le ai. Deci mall-ul ăsta este o nebunie totală, este atât de mișto, ai o grămadă de chestii, în momentul este extrem de frumos, dar mie îmi plac foarte mult culorile. Cred că asta e chestia care îmi place cel mai mult în Ho Chi Minh City, frate. Seara se vede excepțional, adică dacă vrei să ieși să filmezi ceva, trebuie neapărat să faci asta doar seara, pentru că ai luminile astea ce sunt excepționale. Vreau să vorbim puțin acum despre siguranța în Vietnam. Bă, vreau să știți că țara este overall foarte sigură. Cele mai mari șanse de a păți ceva sunt date de, cum a zis omul ăla, frate, mergi pe stradă și strage cineva camera, ți-o fură și așa mai departe. În altă ordine de idei, nu trebuie să creezi probleme. E foarte important ca tu să-ți vezi de treaba ta și să nu te iei la bătaie cu vietnamezii. Nici nu vreau să vă zic câte situații am văzut în care europeni făceau friguri prin cluburi, că se îndrăgosteau de câte vreo gagică din asta working girl și pe urmă și adita mai bătea și veneau câte 4-5 vietnamezi până australian din ăsta la 1,90 înălțime. Deci aveți grijă. În principiu nu o să aveți absolut niciun fel de problemă, dar evident că trebuie să aveți la voi street awareness-ul. Iar aici este lacul, nu știu exact cum se numește, sincer să fiu, dar mi-aduc aminte că exact pe aici m-am plimbat cu Hoa, frate, la al doilea date pe care l-am avut, tot undeva acum 5 ani, și vreau să mergem până pe podul ăla din față. Mie mi se pare atât de frumoasă zona asta, atât de curată, atât de mișto și la fel, am spus treaba asta de multe ori, în foarte multe capitale sau în foarte multe orașe mari pe care le-am văzut, pe care le-am vizitat, că, bă, sunt orașe care sunt overall murdare, cum e și Ho Chi Minh, nu? Bă, dar au niște zone cum nu găsești, de exemplu, într-o capitală europeană, cum ar fi București, să zicem, hello! Da? Și Lima, hello! Și Lima, da? Un oraș overall urât. Dar cum e zona aceea centrală, Miraflores și Barranco, nu găsești pe nicăieri. Eu cred că în Europa nu găsești ce găsești acolo în Lima, din punctul meu de vedere. Dar aici, în Ho Chi Minh City, la câtă mizerie este în mod normal, când ajungi aici e... te lovește.
Ăsta e, mă, podul. Nu o să-l uit niciodată. Ăsta e podul pe care aici jos erau din asta tunete de înghețată. Și acolo și eu că am mâncat cu hoa înghețată, că așa ieșeam la început, la date-uri din astea super romantice, super drăguțe. A zis ea, bă, te duc undeva frumos, nu știu ce. Și a fost chiar mega, mega, mega drăguț. Dar nu mai ții minte dacă erau, dacă era curcubeul ăsta aici. Uitați-vă și voi cât de frumos pare să fie. Și vietnamezii, bă, sunt liniștiți, sunt, nu fac zgomot. Pe mine cel mai mult ce m-a spart în America de Sud, că mulți dintre voi mă întrebați de America de Sud, m-a spart zgomotul, frate, cel puțin în Columbia, m-a leșinat zgomotul. Gata, mă, și de-abia acum mi-am adus aminte, eu am crezut că am parcat acolo scuterul, când am venit cu scuterul ei, dar nu e așa. Am parcat exact în partea asta, în partea cealaltă a parcului. Ideea era că înainte podul ăsta nu mai ținea dacă exista, că eu am fost aici și înainte să fiu cu Hoa am fost aici în parcul acesta, adică la mall, dar nu mă știu că am fost în parc. La 34 de ani. Mamă, dar ce înseamnă că e sărbătoare la ăștia? Nu e deloc multă lume, în mod normal, știți cum e parcul ăsta? Deci full. Hai să vedem ce vând aici. Dacă vreau să-mi iau și ceva de mâncare. A, cred că au aici... Nici nu-mi dau seama. A, mă. Nici nu știu ce e ăsta. Yeah. One. Ok, yeah. Deci încerc să-mi dau seama ce face doamna asta aici. Astea sunt un fel de clătite, mă, ceva de genul ăsta. Pe care le ia... A, da, mă, cred că am mai mâncat. Dar sunt super bune, credeți-mă. Super bune, abia aștept. Ah, deci ăsta este the drill. Băiatul ăsta ia și spune toate astea aici, știi? Și dă lui maică-sa. Presupun că e mama lui, mă gândesc, nu? Ți-l ia, ți-l pune pe jerate acolo, pe grătarul ăla, așa e. Perfect. Thank you. Trebuie să mergem acum să încercăm chestia asta. Thank you, bye bye. Asta ar fi următoarea chestie pe care trebuie neapărat să o faceți dacă vreți în Ho Chi Minh. Și în principiu asta se aplică la orice destinație pe care vă duceți să o vizitați. Încercați să faceți street food. Băgați street food. Aici e chiar super safe, adică vorbește de districtul 7. Nu are ce să fie nașpa. Ia. Ok. Deci nu vă dați seama cum fuge chestia asta. Ați văzut ce e înăuntru, nu are sens să vă arăt. Că așa trebuie să o țin în trebuie să o țin, nu pot să o țin direct pentru că e foarte fierbinte. Ia. Bună. Are o grămadă de chestii ce nu știu ce sunt, habar n-am, și foarte picant. Și m-a costat 20.000, adică sub un dolar. Undeva la 4 lei dacă te duci într-o zonă mai săracă a orașului, probabil că asta costă, nu știu, 2 lei. Bine, marele downside al acestui parc e dat de faptul că, având lacul ăsta în mijloc, sunt foarte multe gângănii din astea noapte și pe mine asta mă dea aici, eu nu sunt fan delta, nu sunt fan lacuri absolut deloc. Când am stat cu Valentina blocat acolo în Columbia, în Darien și erau exact lângă lacul ăla, deci țin minte că m-a spart. Dar așa, oborul e foarte plăcut, e o vreme decentă acum, e, cred că sunt undeva la vreo 25-26 de grade, dar e umiditatea foarte ridicată și asta te rupe în două. Mamă, cât de mișto poate să fie aici, frate. Noi trebuie să mergem mult mai în față de aici. A, nu, nu, asta e strada aia, mă. Suntem în capătul străzii alea, Nguyen Ue, sau cum îi spune. Uitați-vă cât de multe lume poate să fie și acolo în spate, mai ales. Wow. Uitați-vă și voi, bă, cât de luminat e orașul ăsta, cât de, cum zice în engleză, commotion. Da, e peste tot, e... super mișcare, e excepțional, sunt îndrăgostit. Da, mă, de aici poți să iei feribotul. Mamă, ce clădire! Poți să iei feribotul sau un speedboat, un
Da, feribond dispune și poți să te plimbi de-a lungul canalului, e super frumos. Vreau să facem asta în blocurile următoare. Am avut la un moment într-un video cu Hoa chiar în 2018, dacă nu mă înșel. Da, mamă, e super frumos. Dar acum e multă lume, nu, e bine că n-am venit azi.